dintre Horea care copilul lor le-a murit. Au mai rămas 3 persoane, din care 2 sunt îmbolnăvite la pat. Din Cluj i-au dat acasă, i-au dus în Bistrița. Și au zis, 3 ani le trebuie de recuperare. Când picioarele mele amândouă sunt rupte și au fost rupte, iertați-mă, nimeni nu a zis că n-am să mai umblu. Frați, dintre noi pocăiți. Nu spuneți nimic, așa-i? Păi cum poți să te bucuri de necazul fratelui tău? O, Doamne! Că Dumnezeu ne cheamă să fim una. Așa-i, Doamne! Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Dar nu că tot râs. Bucurați-vă cu cei ce plâng. Dar noi nu mai plângem, ci noi bârfim. Și vrem să lucreze Dumnezeu. Când fratele nostru trece prin necaz, oare ce ai putea să faci? Și uităm Biblia, poartă sarcina împreună cu el. Leagă-te în odeița ta și plângi pentru omul ăla. Nu-i treaba ta de ce trece Dumnezeu pe acolo. Și știi ce au zis? Nu o să mai meargă, nu o să mai aibă mașină, nu o să mai poată merge. Și a venit Domnul, a trimis vasul la mine în casă. Și au zis, bărbatele, pentru că tăți vorbesc. Eu am să-ți dau drumul la picioare. Aleluia. Și am să dau drumul din nou în lucrare. Gloria Domnului. Și tăi ți-i interes. Vizi cât timp? În 6 săptămâni. Verdictul Domnului a zis, 8 săptămâni, niciun picior jos, că rămâi așa cum ești. Și într-o noapte, marele stăpâne, la ora 10, niște frați din de. Vezi ce înseamnă să ai frați? Aleluia. S-au rugat 100 de persoane pentru un rob netrebnic care n-am nimic. Aleluia. Și îmi zis, proroc, în seara aceasta, eu sunt la dești, tu ești la Bistrița. Auzi, ce vreau, proroc? Pune piciorul stâng jos! Aleluia. Adică drept. Că stângul era mai afectat. În momentul a venit un gând de îndoială și a zis, nu se poate, cum să pun dreptul, că stângul... Nu, pune dreptul ca să ai bune să te așezi. Și nevastă mea a început să strige, nu fă treaba asta. Pentru că n-ai încă 6 săptămâni. Am nevoie de tine. Picioarele tale să fie întărite. Și în momentul ăla m-am coborât pe pat. Făceam antrenament ca să pot să cobor, să nu fiu o povară pentru copiii mei. Nu e timpul, dar câteva cuvinte. Așa aleluia. Vorbește, Domnule. Nu trebuie de asta, dar nici să nu mă mai pui. Dă-i putere, Doamne. Și zice soția mea, pune-l jos. Nu-l pune jos. Și știți ce a venit un gând atunci? Dacă Domnul a vorbit, în momentul ăsta dispare durerea. Aleluia. Am pus piciorul jos și piciorul meu s-a întărit. Pe numele lui Iisus. 2 săptămâni mi-a dat Dumnezeu și o să sunt într-o seară. În a 2-a săptămână, eu mă voi atinge de piciorul ăla și tu le merge pe picior. Când am văzut că împreună cu fratele Ivan, cel care umblă căruciorul, fratele de aici, 2 oameni într-o biserică, 2 pe cărucior, 2 slujitori care se slujească lui Dumnezeu, unul într-o parte și unul în alta. Și aveam un frate binecuvântat, nu mă duc mai departe. Și-o zis, cum vom urca noi astea 24 de treabă? Și-o zis, fratele Ivan, dacă l-avem pe fratele Călin, eu sunt sigur că treabile astea le urcă. Știți cum ne urca fratele ăsta? Ne-o luau pe amândoi în spate. Iisus. Pe 2 care erau rupte picioare. Ne-o luau pe spatele lui, s-a plecat până jos. Și-o urcat treabile cu noi și nu puteam. Asta îmi lipsește nouă de multe ori. Nu că ești țigan sau român sau cine fii. Fii un om smerit. Amin, Doamne. Să fii un om smerit. Fii un om care să iubești. Amin. Fii un om care să dai întâietate. Fii un om în seara aceasta, știți cum? Să ne purtăm sarcile, că ne-am mutat lucrurile astea. Știți ce le-a zis fratele nostru mai mare? Iisus Hristos, Domnul, dacă veți, e un imperativ foarte mare, dacă veți avea dragoste unii pentru alții, v-a zis că veți fi mai lucrător, așa? Veți fi ucenicii? Amin. Și de multe ori să știți că nu avem dragoste. Mărești. Știi ce e dragoste? Dumnezeu. Și mă duc spre încheiere cu un singur gând. Și așa cum i-a spus fratelui sincer. M-am dus într-o zi toată ziua pe drum și mă întrebam ce-i dragoste. Auziți bine toți care suntem aici. Și am zis, Doamne, pune ce-i dragoste. Toți știm că e Dumnezeu. Nu? Păi dacă Dumnezeu e în inima mea, în scurte cuvinte, cum mă mai pot uita eu rânduri la ceas? Dacă e Dumnezeu în inima mea. Păi Dumnezeu e dragoste! Bă, dacă Dumnezeu e în casa mea, cum mai pot bârfi eu pe alții? Dacă Dumnezeu e în inima mea și e dragoste, oare eu e mai dragoste? Vedeți, fraților, de aceea spune cuvântul Psalmului, să nu strâng cuvântul tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva ta.
Și în Ieremia, capitolul 15 cu 17, când am auzit cuvintele tale, le-am înghițit, pentru că ele sunt bucuria și desfătarea sufletului meu. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de schimbare, de eliberare, de vindecare. Dragoste-i Dumnezeu și atunci când e Dumnezeu, iubește-i pe vrăjmașul tău. Nu spune cu toți amin. Aleluia. Amin, frații. Aleluia. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată, spune Roman, în inima noastră, prin ce? Prin Duhul Sfânt. Și roada Duhului Sfânt din potrivă este? Dragoste. Dragoste, mărire Domnului. Doamne, toată dragoste. Aleluia. Doamne, iubire în noi. Vrem trezire, Iisuse. Vrem minuni. Dar știți cum? Numai atunci când noi ne rugăm unii pentru alții. Eram nelipsiți, își împărțeau pâinea, frica Domnului era peste ei și a treia, a patra lucrare, Domnul făcea semne și minuni. Doamne, fă semne și minuni. Ai milă, Iisus. Domnul să vă binecuvânteze, că a spus să mă ascultați și pe mine. Dar eu am dorit din toată inima să vorbească ceva Domnul. Din gura mea, amin. Vreau să-i cântăm cu toți. E de jos harul lui Dumnezeu să vină în casa ta. Știți că unde e har, e milă, e dragoste, e iubire, e credință. Unde este milă, este bunătate, este credincioșie. Și acolo ne urmează mila, unde să se coboară, să vii să fie Domnul. Încă sus ne doamne, doar harul tău. Încă jos ne doamne, doar harul tău. Te laud, Doamne, te preamăresc. Îmi ridic mâinile spre cer și te slăvesc. Te laud, Doamne, te preamăresc. Îmi ridic și trebuie unde jos ne doamne, dragostea ta. Unde jos ne doamne, dragostea ta. Te laud, Doamne, te preamăresc. Îmi ridic mâinile spre cer și te sufletul meu, cât de mare
sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Te vă lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Adică Domnului! Iubire, aleluia, iertare, o viață nouă e tolba ta. E prețul pe care cine l-a plătit? L-a plătit Iisus pentru viața ta. Cu toată adunarea. Iubire. Și cu noi să strigăm iertare. Iertare, o viață noi Golgota. Slavă lui Dumnezeu. E prețul pe care l-a plătit Iisus pentru viața mea. Și dacă trăim pentru Domnul trăim, și dacă murim pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui. Cu toată biserica, nici o inimă să nu stea. Cânti din Domnului, nu te teme de coroana din, nu te teme de nimic. Mărire Domnului. Noi suntem ai Lui. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui. Nu putem să știm dacă mâine-n zor va fi o zi cu soare sau o zi cu nor. Știm însă că Domnul va fi cu noi, că bine și nevoi. Hotărâți de minte vom alerga, spre ceruri zi de zi te vom înălța. Nici o clipă nu vom privi înapoi, că Domnul e cu noi. Hai soare și frate! Și dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem al Lui. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui. O mie să cadă alături de tine și zece mii la grada ta. Tu vei privi cu ochii și vei vedea minunea. De tine nu se va apropia. Haideți, fraților, să te vedem cu toate inima. O mie să cadă alături de tine și zece mii la grada ta. Tu vei privi cu ochii și vei vedea minunea. De tine nu se va apropia. Nu te îngrijora, că dacă drumul uneori e greu, lasă-te mâna sa. El știe tot. El știe tot că este Dumnezeu. Nu te îngrijora, chiar dacă drumul e greu, chiar dacă drumul uneori e greu, lasă-te, lasă-te mâna sa. El știe doar că este Dumnezeu. Cu toată biserica, o mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta. Tu vei privi cu ochii și vei vedea minunea. De tine, de tine nu se va apropia. Cu toată biserica, o mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta. Mărire Domnului. Tu
Slăviți să fie Domnul! Gloria Domnului! Iisus! Amin! Trăiască numele Lui!